Duminică 20 octombrie, un cetățean ucrainean a încercat să mântuiască un polițist de frontieră de la Siret, oferindu-i bani pentru a lăsa să treacă frontiera fără control. Polițistul a refuzat oferta, a registrat incidentul și a raportat cazul autorităților. Pe 21 octombrie 2024, în jurul orei 9:45, ofițerii Direcției Generale Anticorupție au fost informați de Serviciul Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Suceava despre un candidat la proba practică pentru obținerea permisului de conducere care a încercat să mântuiască un polițist examinator. În timpul evaluării, polițistul a observat că din dosar a căzut un plic cu 300 de euro în bancnote de 50. Polițistul a refuzat oferta și a raportat incidentul. Reamintind faptul că darea de mită atât în formă promisiunii, cât și a oferit sume de bani ori a altor foloase la adresa unui funcționar public în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, este o infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani, conform site-ului Direcției Generale Anticorupție.